Cu toate că semestrul întâi din acest an școlar nu s-a încheiat, putem trage niște concluzii. Domnule director, cum a fost anul 2014 pentru Colegiul Silvic din Gârghiu? Da, în primul rând trebuie să vă spun că anul 2014 ne-a adus o schimbare importantă în structura Colegiului Silvic Gârghiu prin faptul că la unitatea noastră școlară au fost arondate toate subunitățile de învățământ de pe raza Comunei Gârghiu, respectiv toate grădinițele, școlile primare și școlile gimnaziale. Așa că în prezent există o singură personalitate juridică la Colegiul Silvic Gârghiu, la care sunt arondate un număr de 13 subunități cu un efectiv total de aproximativ 1000 de elevi. S-a procedat la acest lucru cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în ideea în care încercăm să ne încadrăm în finanțarea pe elev și prin faptul că am reușit să comasăm aceste unități școlare, am făcut un pas important în această direcție. Care este baza materială a unității? Da, referitor la baza materială a unității, putem să spunem că suntem o unitate școlară de profil silvic, care alături de celelalte 5 unități școlare cu tradiție în învățământul silvic din România, respectiv Câmpul Lung Moldovenesc, Timișoara, Brănești și Brașov și Timișoara, avem o bază materială foarte bine pusă la punct, care cuprinde un parc dendrologic cu o suprafață de peste 10 hectare, o pepinieră didactică cu peste 202 hectare ca suprafață și care are nenumărate specii ornamentale, deci unde noi cultivăm speciile ornamentale în timpul orelor de instruire practică cu elevii. De asemenea, avem un fond didactic de vânătoare cu o suprafață de 7000 de hectare, unde efectuăm practica de specialitate la vânătoare cu elevii noștri și, bineînțeles, laboratoare didactice de specialitate pentru toate disciplinele din învățământul silvic, unde elevii pot beneficia de un învățământ de calitate care să îi poată ajuta în învățișarea meseriei de silvicultor pe care și-au dorit-o. Putem vorbi și de parteneriate în cadrul Colegiului Silvic? Da, de-a lungul timpului am stabilit parteneriate cu școli de profil silvic în special, atât din țară cât și din străinătate. Chiar anul trecut am participat la un program Leonardo da Vinci, prin care un grup de ingineri silvici din cadrul colegiilor silvice din țară au participat în Austria la un schimb de experiență. Cu această ocazie am vizitat diferite școli de profil silvic din Austria, unde am putut să încheiem parteneriate cu aceste școli și de unde am avut foarte multe de învățat în această direcție, în legătură cu formarea bazei materiale, cu desfășurarea orelor de instruire practică, cu programul special pentru desfășurarea acestor ore de instruire practică și cu tot ceea ce ține de sistemul educațional în disciplina de specialitate, respectiv în învățământul silvic. Bineînțeles că avem stabilite contacte cu școli de profil silvic în general, dar avem stabilite contacte și cu școli de profil din industria prelucrării lemnului. În legătură cu școlile de profil silvic din străinătate, în perioada în care am putut să vizităm aceste școli, am putut să ne dăm seama că se pune accentul foarte mult pe pregătirea practică a acestor elevi și programele de specialitate sunt făcute în așa fel încât elevii, după absolvirea cursurilor, să poată să fie angajați cu siguranța că aceștia se vor descurca în ceea ce privește meseria pe care și-au îmbrățișat-o. Cu ocazia concursurilor europene de silvicultură la care am participat în ultimii 2 ani, de asemenea, am putut să luăm legătura cu cadrele didactice și cu elevii care au participat la aceste concursuri, gândindu-ne numai la faptul că
la fiecare ediție au participat aproximativ 17-19 țări din Europa și toate aceste școli au fost școli cu o lungă tradiție în învățământul silvic. Trebuie să ne gândim mai la faptul că la aceste concursuri au participat școli cu un renume foarte ridicat din Europa, respectiv școala silvică din München, școala silvică din Viena și așa mai departe. Deci a fost onoare pentru noi ca o școală din România, din mediul rural, ca dintr-o comună mică, cum este comuna Gurghiu, să concurăm alături de o școală cu un prestigiu de asemenea măsură, cum este o școală din München. Da, referitor la parteneriatele pe care le avem în țară, am pus întotdeauna accentul pe faptul că noi avem tot timpul ceva de învățat de la toți colegii noștri, atât din domeniul silviculturii, cât și din domeniul prelucrării lemnului. În domeniul prelucrării lemnului am stabilit contracte de parteneriat cu agenții economici din zonă, respectiv din zona Reghinului, unde am găsit o foarte bună colaborare cu conducerea firmelor Hora, cu conducerea firmelor Gliga Company și cu Gliga Instrumente Muzicale, de asemenea și din Gurghiu cu o fabrică de mobilă, respectiv SC Naia de SRL, care de foarte mulți ani exportă mobilier în Europa, în țările din vestul Europei și produce mobilier de foarte bună calitate și unde elevii noștri pot să efectueze instruirea practică cu șanse de a fi angajați la aceste întreprinderi. Scopul acestor parteneriate este ca elevii noștri să poată să facă contactul cu meseria pe care au îmbrățișat-o, să poată să se familiarizeze cu cerințele unei fabrici de industrializare a lemnului și unde pot să înțeleagă că dacă învață o meserie și dacă sunt capabil să respecte cerințele acestei meserii, pot să fie cu siguranță angajați. Deci instituția are un rol esențial și anume pregătește forța de muncă pentru sectorul silvic și pentru industria prelucrării lemnului. Care este situația în acest domeniu? Da, situația este mai delicată în domeniul prelucrării lemnului, pentru că, după cum știți, în ultimii ani au început să dispară școlile profesionale, practic de mulți ani, și elevii noștri au fost pregătiți numai pe ruta liceu, deci au fost toți absolvenți de liceu. Și, practic, în programa școlară de la liceu sunt foarte puține sau prea puține ore de instruire practică. Este bine că, începând de anul trecut, au apărut școlile profesionale din nou și pe această cale sau prin această modalitate elevii noștri pot să se pregătească mult mai bine pentru meseria respectivă. Cel puțin în domeniul prelucrării lemnului, fabricile de industrializare a lemnului au o mare nevoie de oameni bine pregătiți, pentru că duc o mare lipsă de oameni care să fie pregătiți în aceste meserii. Au o mare șansă să fie angajați după terminarea școlii profesionale. Faptul că prin parteneriatele pe care le avem cu fabricile de profil din zonă, elevii noștri pot să facă practică în aceste fabrici, le asigură un viitor bun, oamenii din fabrică pot să-i cunoască și pot să le acorde încrederea și pot să le acorde și sprijinul în ideea de a fi angajați imediat după terminarea studiilor. Să vorbim și de reușite. Elevii și cadrele didactice s-au remarcat la concursuri de talie națională și internațională. Da, din acest punct de vedere putem să spunem că anul 2014 a fost un an foarte bun pentru noi în ceea ce privește rezultatele obținute la concursurile naționale și internaționale. Am început
anul 2014 cu concursul național de competențe în silvicultură care s-a desfășurat la Timișoara. Deci concurs care se desfășoară în fiecare an între școlile cu tradiție din învățământul silvic din România, la care au participat, bineînțeles, Colegiul Silvic din Câmpul Lung Moldovenesc, Năsăud, Gurghiu, Timișoara, Brănești și Brașov. La acest concurs am reușit să ocupăm locul întâi pe echipe și locul întâi la individual. Acest lucru ne-a dat posibilitatea să participăm la concursul european de silvicultură, care a avut loc în Italia în luna mai. Deci locul întâi la concursul național participă în fiecare an la concursul european. La concursul european din Italia, după cum vă spuneam, am avut de asemenea un rezultat, am ocupat un loc foarte bun, locul 7 din 16 țări participante. Locul 7 constituie cea mai bună performanță obținută vreodată de o școală silvică din România în cele 13 ediții desfășurate la nivel european, deci la concursul european de silvicultură, care s-a desfășurat în ultimii ani. În această perioadă ne pregătim din nou pentru acest an, pentru concursul național de competențe în silvicultură, care va avea loc în luna aprilie la Colegiul Silvic din Brașov. Iar concursul european va avea loc în Estonia, în luna mai. Deci sperăm să ocupăm locul întâi și în acest an să avem șansa să-i ducem pe elevii noștri la concursul european din Estonia, ceea ce ar constitui o realizare foarte importantă din acest punct de vedere. De asemenea, elevii noștri au participat la concursul național Tinerii în pădurile Europei, deci un concurs pe teme de biodiversitate și ecologie, care s-a desfășurat la Cozia în acest an, în luna mai. Echipa a fost formată din 4 elevi și în acest an am reușit de asemenea să ocupăm locul întâi. Faptul că am ocupat locul întâi ne-a dat dreptul să participăm la concursul european Tineri în Pădurile Europei, care se desfășoară în fiecare an în una din țările Europei. În acest an, concursul s-a desfășurat în Germania, la o școală silvică și am participat, după cum spuneam, cu acești 4 elevi. Eleva Simon Diana, din clasa 12-a, a reușit să ocupe locul 2 la acest concurs, o performanță deosebită pentru școala noastră. A fost o onoare pentru noi să vedem numele școlii noastre alături de școli de prestigiu din Europa, după cum spuneam, școli foarte importante din marile orașe ale Europei. Deci o performanță deosebită pentru eleva noastră. Ce planuri aveți pentru anul 2015? Planuri avem multe. Totul depinde de fondurile, de partea financiară. Încercăm în anul 2015 să construim o centrală termică pe lemne, pentru a încerca să reducem costurile legate de încălzire, pentru că în momentul de față sistemul de încălzire al școlii este pe gaz și avem costuri foarte ridicate. Ne încadrăm cu greu în finanțarea pe elev. Fondurile sunt insuficiente pentru a asigura toate costurile care sunt legate de buna desfășurare a procesului de învățământ. N-a fost o idee rea construirea acestei instalații de încălzire pe gaz, pentru că este un lucru comod să pornești centrala termică, însă costurile sunt foarte ridicate. Având în vedere că suntem într-o zonă în care încă mai există lemn și costurile legate de aprovizionarea cu lemne nu ar fi așa de ridicate, am considerat că ar fi o idee bună să încercăm să reducem costurile legate de încălzirea școlii. De asemenea, mai avem un proiect început de mulți ani la școala gimnazială din Gurghiu, unde, printr-un proiect POSDRO, am început extinderea școlii generale cu un nou corp de clădire care cuprinde 8 săli de clasă. Și la sfârșitul anului 2014 s-au primit aprobările necesare pentru demararea lucrărilor
pentru a termina acest corp de clădire. Avem mare nevoie de aceste fel de clase pentru că un număr mare de elevi de la învățământul primar fac cursurile după masa și sperăm ca în acest an să reușim să terminăm aceste fel de clase pentru a putea să intre și ei în program normal de înainte de masă. Aflându-ne la început de an, ce mesaj transmiteți elevilor care studiază aici și cadrelor didactice care îi pregătesc? Ne bucurăm în fiecare an când primim elevi în Colegiul Silviei din Gurghiu, din județele limitrofe și din toată țara și ne bucurăm că foști absolvenți ai Colegiului Silviei Gurghiu își trimit copiii în școala noastră. Faptul acesta arată că ei au fost bine pregătiți și că își doresc ca și copiilor să-și continue activitatea să le continue activitatea, practic să pășească pe urmele lor. Le doresc tuturor, în primul rând, multă sănătate, să aibă speranța că în viitor apropiat le va fi mai bine, că își vor găsi un loc de muncă și că nu au greșit atunci când au ales meseria de silvicultor, pentru că este o meserie nobilă, poate cea mai nobilă dintre meserile de pe pământ.